Fiecare suflet este prețios, indiferent de viața pe care a avut-o aici pe pământ. În spiritul creștinesc, mai mulți voluntari din Medjidie au contribuit la comemorarea a 35 de persoane decedate. Sunt cazuri sociale care și-au găsit odihna prin bunăvoința primăriei. De-a lungul anilor, locuitorii au fost înmormântați de autoritățile locale pentru că nu aveau pe nimeni care să le aprindă măcar o lumânare la căpătăi. Astăzi, ca în fiecare an, în luna noiembrie, noi facem pomenirea morților care nu au avut pe nimeni, care au fost îngropați de primărie, de asociație, de mă rog, toți cei care nu are cine să le aprindă o lumânare. Pentru pomenirea morților, preoții au ținut o slujbă la care au participat și alți locuitori ai orașului. O pomană, așa cum am putut și cum pentru pomenire. Facem în fiecare an, da. Noi, Asociația Voluntarilor, noi ne ocupăm de tot cu sprijinul și primăriei. La final, voluntarii au împărțit pachete celor aflați în cimitir pentru cinstirea sufletelor celor 35 de persoane nevoiașe. În fiecare an, autoritățile locale și Asociația Voluntarilor organizează o slujbă de pomenire a asistenților sociali pe care nu a avut cine să îngroape creștinește și au ajuns la mila comunității.